Eram robot, eram varză. Cel puțin asta am declarat și la poliție, ca un bou ce sunt. Ce să mai am? M-au făcut, știi cum, n-am aer. Uh-huh. Știi că e de râs, mă rog, dacă n-ar fi de plâns în situația asta. Mă gândesc ce mutru o fi făcut mucoaza când te-a văzut. Dă-i seama. Să știi că tu ai cam deranjat cuibul veveriței. Iar veverița asta are pe cineva sus acolo, cineva care are grijă de ea. Păi vezi? Acum înțelegi că era foarte bine ce făceam noi, cu scotoceam? Dacă intru la părnaie, îți las ție misiunea. Mulțumesc. Eu le pictez pereții la Jilava și tu dai iama în infractori. Da, mă gândeam că o să-ți pictez eu modele. Dar mă rog, ai văzut că mai bine dădeam iama la educatoare? Ai, nu te-ar fi băgat la pușcărie. Și să știi că mai am un plan. Ce treabă am eu cu planul tău? Bine, ok, dar să știi că ar trebui să mergem să-i spunem lui Dan că tu te-ai culcat cu Andreea. Mă rog, ce poreclă are Andreea, ce bănuiele avem. În fond, el ar trebui să știe toate astea. Ești afară. Ești afară. Ia uite și beleaua asta mică. De ce ai venit? Vrei să furi? Noi n-avem găini. Papi, a venit hoțul care fură copii! Am o treabă cu domnul... Care domn? Ce cauți aici? Stai și vreau, nu face scandal, că am o treabă cu Victor. Cu Victor? Alina, ce vrei, mă? Păi dormeam, m-ai trezit la ora asta. Păi mai vii acasă sau te-ai mutat acolo? Ce faci? Nu, mai am puțin și o să mă mut. Tu de fapt m-ai sunat să mă întrebi dacă vin acasă sau m-ai sunat să mă întreb ce face pictorul? Hai fi sinceră. Află de la mine că face foarte rău. Uh-huh. L-au dovedit, da. L-au pus față în față cu aia pe care a violat-o și o să fie arestat. Și nu știi ce mă bucur. Poftim? Treaba ta. Nu uita că astăzi este duminică și dacă vin acasă și nu găsesc curățenie, e vai și amar de tine. Știi bine că o să controlezi, da? Hai, pa! Victor, te caută cineva. O, vrei să mă salte? Dar cine ești, mechere? A, nu-mi spune, ești avocatul diavolului. N-are gură? Tu ești Victor? Da, mă, eu. Și ăla? Ăsta e Paul. Eu un brame. Aha, mai ai un frate. Uite cum stau lucrurile. A zis Sică Ciomag că să sar cu banul. Cine a zis, mă? Sică cine? Ciomag? Sică Ciomag. Băi, mă lași? E baștan. Dacă vrea, el o duci, vine și ai de toate. Dacă nu, te mierlește. Acum am înțeles, mă. El a depus plângerea, nu? Nenorocita e fiică sa. Nela nu, Nela e una. Ia uite, bă, ăsta e șantaj pe față, bă, Paulică. Să sună la poliție? Păi, dar ce mai stai? Alo, alo, fără poliție. Care, mă? Sună, mă, la poliție! A zis Sică că vă puteți înțelege. Uite, el îl retrage plângerea, dar trebuie să sar și tu cu ceva. Cât? La început 1000. De dolari? Euro. Intrăm în Europa. Șantaj pe față. Ia sună, mă, la poliție, a? Hai, mă, sună la poliție, 112, nu? Da! Asta? Auzi, bă, ce să-ți spui lui Sică Ciomag de la al tău? O iau de nevastă, mă. Înțelegi? Te uiți la mine? Te uiți la mine? O iau de nevastă. Ce, mă, pe Nela? Și dacă vrea să sară el la intersecție cu Z3, ai înțeles? Și spune lui Sică Ciomag... Băi, șeful, stai, mă, cu Sică, mă aburești. Cum să o iei pe aia de nevastă? Tu auzi ce spun eu, mă? Cu acte în regulă. O iau de nevastă. Și acum hai valea că mă plictisești. Și spune-i mie... Eu mă duc, dar ce-i zic? N-auzi, mă, să ieși afară? Ce vrei asta? Ți-am spus că e japcă? E japcă, nu? Asta vrei. Să știi că
Plângerea este închipuită. Unul zice că ciomag e tarturul. Vor pentru început 1000 de euro. Ce ai zis, Victor? I-am zis că mă însor cu ea. N-am violat-o eu? Eu aici, Denem. Ildico, fii mai atentă, te rog. Vezi că tu cam iei lucrul ăsta în glumă și mă cam enervez, să știi. Și de unde vrei să plătesc? Vrei să-mi vând sufletul? Ce vrei să fac? Păi nu, că până acum o acuzai pe Dea de nu știu ce conspirație. Te maturizezi odată, frate? Da. Te maturizezi odată? Dane, Victor este nevinovat, nu este clar. E nevinovat. Fii atent aici. O singură dată, dacă se mai întâmplă, te dau afară din casă. Ai înțeles? Nu știam că pleci duminica asta. Ai întâlnire? Delia are nevoie de ajutorul meu. E vorba de o fundație care adună obiecte pentru copii nevoiași. Merg să ajut. Mă rog, văd că nu vrei să vorbim. Ce să vorbim? Anișoară, tu te frămânți și eu stau așa ca de piatră. Dacă mai trăia mama ta, alta ar fi fost situația. Cu ea puteai vorbi deschis despre treburile astea. De dragoste. Știu de mine, te ferești. Uf, tată, nu e adevărat. Știi bine că nu e adevărat. Dacă voi avea nevoie de sfatul tău, îți promit că am să ți-l cer. Îți promit. Așa să faci. Ți-am spus că sunt îndrăgostită. E un păcat, e o nenorocire. Te iubesc, tată, dar lasă-mă să-mi trăiesc viața. Lasă-mă să-mi fac viața așa cum vreau eu. E greu să fii tată de fete, a? Dar de ce nu ne întreb pe el? Hai că e târziu, am plecat. Te iubesc, Anișoară. Nu m-a sperit tu pe mine, uite ce ți-am adus niște Adidas. Te încoci. Dar trebuie să mă ajuți. Nu crezi că-s cam mari? Azi trebuie să mă ajuți. Pentru tine fac orice, dar să nu mă pui să fur. Trebuie să te urci la Marga în pod. La Marga în pod? Vin cu ea, tare lacă-te. Parcă ține cine știe ce comore acolo. Dacă mă prinde, nu mai dă nimic de mâncare. Și mă dă și afară. Auzi, eu îmi bat gura degeaba, hai! Bună dimineață! Bună dimineață! Azi noapte nu te-am auzit când ai venit. Păi dacă te culci odată cu găinile, dragul meu, cum se va auzi? Ceaiul ăsta e pentru mahmureală? Auzi, după ce căzi fără-i ca un tractor, mai taci din gura, că mai nervezi. Să tac din gură? Păi Dumnezeu mi-a dat gură să vorbesc, nu să tac din gură. Mai bine îți dădea mințișoară, dragă. Ce-i zice tu dacă m-aș duce și eu la cârciumă cu o femeie? Dar de ce nu te duci, dragul meu? Ce, te opresc eu? Găsește și tu o puiculiță din asta tinerică, frumușică, și te duci până în colț acolo. La vețivanii tăi. Moră aia de invidie când îl vedea, numai să găsești o proastă. Dar de ce să găsesc o proastă, Claudia? De ce să găsesc una deșteaptă? Ce, sunt ciung? Sunt orb? Nu, dragă, ești foarte frumușel, ești... Deci, cretin, ce-i cu gelozia asta, dragă? Păi Tudor e om de afaceri, nu? Eu am probleme cu el, am de discutat. Ce, mă duc la cârciumă cu el? Mă duc în clubul lui, unde el are părți sociale? Da, se poate? Tot timpul mă bați la cap. Și în ce-i? Da, ia, sigur, bineînțeles. Auzi chiar. Hai să spun ultima bombă. Hai să spun ultima bombă. Victor a fost acuzat de viol. Victor, mă? Da. S-a nenorocit. Claudia, ce ai pus tu la cale cu Lupescu? Ce să pun eu la cale? Ai fi serios. La restaurant. Ce, tu mă bănui pe mine de prostii din astea? Ai fi serios. Mă duc acum la ei să vezi ce scandale fac. Îți dai seama în ce cloacă stă nepoata mea?
Ce învață fetița asta de acolo? Ce mâncă să ne poată ta, mami. Eu am plecat. Mă duc să-mi găsesc. Mă duc să-mi găsesc și eu o parteneră de afaceri. Auzi, ia și $100 și să vadă un colțișor așa la buzunar, că altfel n-ai nicio șansă. Uite, iau și pe ea. Oh, Manole, Manole. Bună dimineața, domnul Lupescu. Și nu mă întreba de ce, că știi tu de ce. N-a fost ideea mea. Taci, mă, din gură! Nu mă interesează cui a fost ideea. Mă, tu n-ai priceput că tot ceea ce ține de Andreea, de iubitul ei, arhitectul, de familia lui, mă privește numai pe mine, mă, numai pe mine. Ba mai mult, l-ai băgat, l-ai vârât și păi țică ciomag în ciorba asta. N-am auzit, ai spus ceva? Nu, domnul Lupescu, n-am zis. Ai încurcat-o definitiv, domnul Lichi. Te reportează-te urgent din clubul meu. Și iau și vesticata aia de Nela cu tine. Da, domnul Pescu, da. Hai, dispăreți, că pun pinii pe voi. Să nu mai dați în mine, vă rog frumos. Nu mai dați în mine, lățosule. Să le pui bine și să ai grijă de ele. Vezi să nu se spargă. Ștefănu, ți-ai înțeles? Vezi să nu se spargă ceva dinăuntru. Dar ce vă dau bani pe ele? Dar nu este treaba ta. Ai mașina lui Victor? Da, e mașina lui Victor. Doamne, Dumnezeu! Victor! Victor! Vine repede, repede! Victor! 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 Ce, baby? Ce s-a întâmplat? E mașina ta? Ce mă? Ai cu colare pe rat? Băi, ți-au luat roțile! Băi, unde-s roțile mele, mă? Băi, gata, gata, raționează! Băi, ce să raționez, băi, ești nebun! Ăștia au vrut să-ți facă o surpriză! Băi, unde-s roțile mele, tu ești neuite! Bușteni, dă-mă un kil de benzină să dau foc! Să știi că un avertisment, data viitoare s-ar putea să se lege de scheletul tău! Ce avertisment, mă? Pe bune! Fii atent, mă, ți-au luat și roata de rezervă! Data viitoare s-ar putea să o pățești! Ana, dacă vrei să mă ajuți, trebuie să facem puțin ordine pe aici, că nu vreau să arate ca un bazar din ăsta cu tot felul de nimicuri. Vrei să le sortăm, să punem îmbrăcămintea într-o parte, da, astea... obiectele decorative în cealaltă parte și tot așa. Să știi că apreciez extraordinar tot ce faci tu pentru copiii nevoiași. Da, și cu cât mai multă lume se ocupă de toată treaba asta, cu atât mai bine. Mă rog, și mai e și altceva... Ce? E ceva personal? Văd că te-ai întristat. Nu e mare lucru de spus, decât, știi, eu nu pot să fac copii și... Vale rău. Da. Hai să ne apucăm de treabă. În dimineața asta m-am gândit să vă servesc eu micul dejun, având în vedere că servitoarea este plecată, n-am văzut-o. Pe servitoarea o cheamă Ildico și e plecată la Odorhei pentru că mama e bolnavă. Da, n-am știut. Dar nici vecina aceea care venea pe aici, pe la voi, Margo, cum o cheamă, nu? Și cu ea s-a întâmplat ceva, că n-am văzut-o. Marga e ocupată. Da? Bine. Dacă toată lumea este ocupată și suntem numai noi, atunci am de gând să vă fac o propunere, de care sper că o să vă bucurați. Având în vedere că astăzi este duminică și că la voi în familie există o tradiție ca duminica să se meargă în parc, m-am gândit să mergem toți trei în parc, așa ca o familie adevărată, și să ne distrăm. Iar tu, iubitule, pentru că ești cavaler, ai să ne faci cinste cu câte o pizza, după gustul fiecăruia, eu știu, cu măsline, cu șuncă, cu ton, și o să ne distrăm de minune. Ce părere aveți de propunerea mea? E o idee. Ce zici, Bianca? Păi ce să zică Bianca? Îți spun eu ce să zică. Că se bucură foarte mult de propunerea mea. Bianca, acolo avem mai multe variante. Ori ne dăm pe tobogan, ori ne dăm în leagăn, ori dacă nu, ne dăm cu rolele. Stai liniștită, că ai să te distrezi cu mine. Ce zici? Ce părere? Foarte mult aș vrea ca voi două să vă înțelegeți bine. Iubitule, stai liniștit, că o să ne înțelegem foarte bine. Știam, da. Papi, dar azi ai alt program. Mergem la școală. Cum adică mergeți la școală? De ce? Azi avem o licitație cu toți banii strânși și dăm copiilor care au nevoie. Aoleo, da, e vorba de fundația aia pentru copii. Da, uite, mi-a ieșit total din cap. Stai liniștit, iubitule, nu te stresa. Înțeleg, dacă trebuie să te duci să faci act de prezență acolo. Păi trebuie acolo să mă duc. Bun, atunci tu te duci acolo, noi o să o luăm înainte amândouă și tu ne ajungi din urmă, da? Stai liniștit, e okay. Super.
Ce-ai pățit? Mă doare măseaua, papi, mă doare rău. Cum te doare măseaua? Salutare tinerilor! Nu știți unde este numărul 12? Nu te aud! Familia Dogaru, numărul 12. De ce nu oprești tu motorul ca să ne înțelegem mai bine? Te rog frumos să-mi dai cheile înapoi. Dă-mi, te rog frumos, cheile înapoi. Să știți că nu v-ați găsit omul. Dă-mi, te rog, cheile. Auzi, eu te cunosc pe tine. Tu ești fratele lui ăla, lui Pictoru. Să știți că nu v-ați găsit omul pe care să-l fac. Dă-mi, te rog, cheile. Dacă ai venit la Duduia Ana, să știi că ai greșit adresa. E rezervată, tăticu. Ana este verișoara mea și eu pot să circul pe unde vreau, pentru că în această țară este libertate și confort constituției. Nu pe strada asta. Și fii foarte atent că astăzi e zi de vamă. Dacă vreți să-ți dăm cheie înapoi, scoate portofelul, să vedem ce ai în el. Și repede, că băieții erai. Dă-mi, te rog, cheile. Te rog frumos, dă-mi cheile. Uite, am să-i spun lui Sică Ciomag ce găinar sunteți. Uite, chiar acum am să-l sun pe Sică Ciomag să-i spun ce-mi faceți. Să știți că eu am relații cu Sică Ciomag. Chiar acum îi fac un banner pentru un casting outdoor. Un banner? Da. Ia, șefule, că am glumit. Și Ana, uite, aici stă, dar să știi că nu e acasă. Mă calce mie trămbaie, dacă tine. Bine, n-am să-i spun lui Sică Ciomag nimic. Tudor, de ce mă cauți? Și de unde e numărul meu de telefon? Nu mă mai căuta că faci probleme, nu înțelegi lucrul ăsta? Ce urgență? Da, bine, nu mai insista că o să vin. Te rog, din suflet, nu mă mai căuta. Stai așa, Bianca, ce cauți cu nespălatul ăsta? Ha? Și apropo, nu mai te doare dintele? Ba da, mai mă doare. Și Ștefănuți este spălat. Victor, ce faci mai aici? Ce, nu ești la curent cu evoluția evenimentelor? Nu te-a pus sorta la curent? Adică am violat o minoră. Și familia a depus plângere. Nu o să-și retragă plângerea decât dacă o să cotizez la zestrea mucoase. Am încercat să mă însor cu ea, dar se pare că nu mă vrea. Victor, n-am înțeles nimic. Îmi explici încă o dată că nu pricep ce vrei să zici. Adevărul, asta zic. Și de atunci mă plimb pe străzi de nebun. Bine, și pe jos, că nu mai am rost la mașină. Aștept să mă aresteze ăștia sau să mă ia Sică Ciomag. Sică Ciomag fiind? Fiind cine? Fiind. Ce, n-ai auzit numele ăsta prin casă? Eu credeam că e președintele fan clubului, Andreea. Victor, până la sora mea, te rog frumos, să fie nenorocită cum o fi, dar e sora mea și oricum să știi că nu e genul. Zic eu sigur că nu e chiar așa. Da? Hai că deja văd că o dăm în abril. Hai, vii până să se facă cafea? Și nu ți-e frică de mine? Nu știi că sunt violator în serie? Cine știe ce-ți fac? Păi, ești atât de copil, ești copil, ești copil! Păi da, mă, sunt copil pentru că... Nimănui nu-i pasă de mine. Înțelegi? Vii la o cafea sau nu? Nu, poate altă dată. Mai e treaba ta. Ce să fac? Sunt în pragul nebuniei. De ce? Nu găsesc nimic să duc la licitația aia. Dar trebuie neapărat să duc la licitația aia? Păi nu, așa e normal. În cauza asta n-am mers nici în parc. Și îmi pare rău. Aș vrea să mergem în parc să arătăm și noi așa ca o familie, cum îți place ție. Da, da. Dar promis că data viitoare nu mai intervine nimic, da? Nu mai intervine nimic. Sigur, sigur, sigur. Uite-te la mine. Absolut. Dane, da. Îmi răspund și mie la o întrebare? Da, sincer. Zi. Pe tine te sperie faptul că aduc din ce în ce mai des vorba despre anunt? Nu. Nu e nicio problemă. Nu. Te rog, eu dă-mi o idee ce să duc la licitația asta, că nebunesc. Dar nu te super că nu vin cu tine la licitație? Nu mă supăr, Andreea. Nu-mi place să merg la tot felul de petreceri din astea sau sindrofii, cum se cheamă, organizate de babe nebune. Da, nicio problemă. Da? Da. Să-ți dau o idee. Dă-mi o idee, zici ce să iau din casă. Da, nu râzi, da? Nu, ok? Zi. Eu propun să iei un tablou de al lui Victor ca să-ți bagi joc de ele. Mă duc să mă aranjez că plec. Serios, am vorbit serios. Da. Nici tu nu știi ce cauți. Știu ce caut, dar nu găsesc nimic. Nici tu n-ai găsit nimic, ha? Ce
ce facem, fata lui tata, că nebunim amândoi? Dacă Victor ar fi acasă, ne-ar da un tablou pictat de el. Dar pot să zic că niciunul nu e terminat. Eu nu a făcut și că era doar niște bețe și că era o pădure de macaroane. Să înțelegi tu că realismul nu este punctul forte al lui Victor. N-ați găsit nimic pentru licitație, niciunul? Marga ne-a dat o grămadă. Ștefan le-a pus pe toate în magazie, dar mă iei și pe mine. Păi nu te mai doare măseaua? Ba da, mai mă doare, dar o să-mi treacă. Mhm, înțeleg. Bine, hai că eu sunt gata. Atunci, iubitule, o să plec. Mă conduci pe mine? Poftim? Mă conduci pe mine că sunt gata. M-am aranjat? Da. Frumoasă, ba nu, Andreea, trebuie să iau ceva pentru licitație. Habar n-am, păi nu știu ce să tablou. Iau. Nu pot să iau un tablou. Hai, mă, faci mișto de mine. Nu pot să iau un tablou. Hai, te super dacă e un taxi? Nu, hai că iau un taxi. Bine, hai. Te pup, ai grijă. Pa. Pa, iubitule. Pa, da. Îmi promiți ceva? Hai, mă, Andreea, zi. Îmi promiți că n-ai să te îndrăgostești de vreo puștoică de 83 de ani? Hai, pa. Pa. Hai, pa, pa. Belisima, eram sigur că n-ai să întârzi de data asta. Curiozitatea feminină nu are margini. Da, recunosc că am fost foarte curioasă în momentul când m-ai sunat și am vrut să vin să mă convinc cu ochii mei dacă e adevărat. Ai cumpărat aici totul? Pe al tău? Nu, trebuia să-mi vârși și eu bietele mele economii undeva. Că în showbiz n-am prea dat lovitura cu tine și cu fetele tale, vei ceva? Sau te simți vinovată pentru situația lui Victor și ți-a pierdut cheful? Tudor, hai să stabilim ceva de la bun început, da? În primul rând, sper că nu m-ai chemat aici ca să-mi faci reproșuri, că dacă e așa, plec. În al doilea rând, să știi că Ricky a pus totul la cale. Victor a tot venit pe aici, a pus o grămadă de întrebări, l-a cicălit, l-a nebunit de cap până când... Pe Ricky l-am pus pe liber, așa să știi. Nu mă interesează, altceva vreau să spun. Deci chiar nu e problema mea. Ricky este un tip extrem de impulsiv, tu știi lucrurile. S-a dus direct la Sică Ciomac să încerce nu știu ce combinații cu el. Mai bine vă lăsam pe amândoi să vă spălați pe cap cu al de Sică, să vedeți cum e. Dar eu nu înțeleg de ce mă tot înnebunești tu la cap pe mine cu chestia asta. Eu n-am niciun fel de legătură cu Sică Ciomac, da? Lasă, Andreea. Hai să încheiem povestea asta. Mai bine află că pictorașul ăla de Victoraș nu și-a băgat nasul aici în clubul meu pentru a afla secretele nu știu cărui cocktail erotic. A, da? Dar ce? Nu. De ce a venit? Nu vrea să afle amănunte despre Veveliță. Era gelos, te-ai culcat cu el. Ce ai făcut? Se pare, Andreea, că interesele noastre nu coincid întotdeauna. Și asta nu e bine, nu e bine deloc, mai ales pentru tine, așa să știi. De fapt, m-ai chemat ca să mă enervez, Tudor. Dar interesele tale, care sunt, de fapt? Ale mele? Uh-huh. Sunt interesele clientului, ale Claudiei. I-am promis doamnei Tudose că va obține custodia nepoatei. Da? Da. Ai face bine să te ții de cuvânt. Iar dacă îți noasă asta de clienta ta, doamna Claudia sau doamna Tudose, nu mă interesează, oricum e tot una. Vrea să ia fetița la ea acasă, n-are decât din partea mea. Tu știi foarte bine că viperea aia mică n-a făcut altceva decât să mă calce pe nervi din primul moment. Așa că sunteți invitații mei, solosea. Andreea, ia ușor, poate ar trebui să te porți ca o mamă cu biata orfană. Da, ar trebui? Ar trebui. Bună ziua! Ce bine îmi pare că ați venit. Haideți, poftiți! Bianca este o organizatoare extraordinară. Trebuie să o coptați în fundație. Este doamna Marga, o foarte bună prietenă și specială. Delia, îmi pare bine. Marga, pare bine. Ștefanul, ți-auzisem că ai fugit. Te rog frumos să stai acum aici, o să primești o grămadă de lucruri frumoase de la noi. Da? Da, Ștefan e cam imprevizibil, dar acum a ascultat-o pe Biencuța și a venit cu noi. Copil tare, tare bun. Unde e Bianca? Bianca! Bianca! Hai să vezi ce lucruri am adus. Bună, Ana. Bună, Dan. Ce mai faceți, doamna Marga? Mulțumesc. Văd că ați adus o groază de lucruri. Nu mă așteptam. Cum nu te așteptam? Știu că duminica nu renunțați niciodată la plimbarea prin parc. Ba da, doar cu două excepții. Când plouă și când avem lucruri mai importante. Haideți să îi cunoașteți pe colegii de la fundație, da? Da. Nu se știe, nu se știe, Belisima. Mai bem un pahar sau te așteaptă iubitul? Nu, stai liniștit, Tudor, nu mă așteaptă iubitul. El este acum la o acțiune de binefacere. Dacă are de unde... Ce comoară de bărbați ai tras, hoțoaico. Merita. Dar mai e o mică problemă. Clienta mea vrea să dispar din peisaj. Și am promis că mă ocup personal de treaba asta.
Eu cred că n-ai să reușești să te ții de promisiune. Pentru că, sinceră să fiu, nu văd cum ai să reușești tu să mă scoți pe mine din peisaj. Ei, dacă popândăul ăla de arhitect se însoară cu tine, e terminat? Ce? Îi facem proces? Se scot la iveală amănunte picante din biografia proaspetei sale soții, numită până de curând Veverița. Oare de ce? Foarte interesant. Ia spune-mi tu mie, Tudor. Te ascult. Tu mă șantajezi pe mine sau este doar o senzație de-a mea? Ia zi. Doamna Claudia nu crede că are altă șansă de câștig decât dacă demonstrează că mediul în care crește copilul, care se dezvoltă, nu e propice. Da, păi, în casă cu un violator, cu o mamă vitregă... Te rog să taci. Te rog să taci până când nu mă enervezi. Hai. Pentru că știi că sunt foarte periculoasă, Tudor, și s-ar putea să dezvălui și eu niște amănunte așa un pic picante despre tine. Așa că te rog foarte mult să tragi frâna de mână cu mine, da? N-ai eu nicio șansă. Niciuna de ea. N-am niciuna. Tu nu-ți dai seama care este unica soluție? Nu-ți dai seama? Nu. Să fim aliați. Asta... Asta dacă... Te iert, păcătoasă, că ai fugit de mine, mă lași? Hai, te rog, mă lași, mă lași. Bine, bine. Ești penibil, ca de obicei. Alo? Da, Gino. Te pup și eu. E gata? Wow, hai că vin spre tine acum. Imediat vin, cât pot de repede. Te pup, Gino, mersi mult. Te pup, papa. Ăsta e impresar, Gino, amărâtul ăsta? Nu trebuie să-mi explici, știu ce ți-a zis. N-ai să știi ce mi-a zis. Ei, nu. Că e gata melodia ta exclusivă, da? Vreo problemă? Da, marele impresar care scoate șlagăre pe bandă, pe bandă rulantă. Face și el ce poate. O să vedem. Chiar că o să vedem. Bună ziua! Bună ziua! Mă iertați că am dat așa buzna în casă, dar mă bucur în sfârșit să-l cunosc pe, pe tatăl Anei, domnul Dogaru. Ah, da. O cunoașteți pe Ana? Da, o apreciez foarte mult. De fapt, toată lumea o apreciază. Nu este acasă? Nu. Nu, dar... Am uitat să mă prezint. Paul. Da. Paul Tănase, specialist în publicitate. Am fost la școală la fica dumneavoastră, am vrut să o întreb ceva. Vedeți, mă bâlbâi... aveți o grădină foarte frumoasă afară. Aveți, da, niște flori superbe. Mirosul mă amețește. Da. Aveți un copil în clasa a întâia? Nu. Nu? Adică, de fapt, adică aș vrea să am. Dar... Ana e la licitația fundației de ajutorare a copiilor nevoiași. La școală. La școală? Păi, dacă sigur. Chiar într-acolo vreau să mă întreb și eu. Dacă vreți să veniți cu mine, sunt cu mașina. Da, vă rog. Vă rog. Hai, vin și eu. Vă rog. Mulțumesc. Deci la școală. Mă rog, când eram student, eram plin de idei, dar n-aveam bani deloc. Și m-am gândit să și renunț la un moment dat. Dar n-ai renunțat. Nu, n-am renunțat. Mă rog, vreau să mă apuc de comerț atunci. Știi, București era un mare bazar și... Da, știu. Toată lumea vindea și cumpăra ceva. Păi, nu-ți place arhitectura pentru că așa-ți place? Acum da, atunci am vrut să renunț. Nu știu, adică eram foarte confuz atunci. Foarte bine ai făcut. Un rol determinant a avut Ioana, știi? Soția mea. Ioana? Da, adică... Ea, mă rog, s-a lăsat de servici. Și... Lucra la o firmă, mă rog, dar trebuie să stai cu copilul. Și s-a sacrificat pentru mine. Vezi, până la urmă n-ai renunțat. N-ai făcut compromisuri. Și viața te-a răsplătit. Te refer la bani? Nu. Nu, eu mă refer la faptul că ai o carieră frumoasă, că ai un copil minunat. Tu ai vorbit despre bani. Iartă. Mergem? Mergem. Ușa închisă. E ca o sonerie, nu trebuie să bați. Ce naiba, nici servitoarea nu aude, nu... Dacă nu o fie acasă... Asta are toate calitățile, mai e și surdă după toate cele. Când a murit Ioana, mi-am dat seama cât de mult îi datorez. Știi?
fapt, am descoperit că sunt un om foarte slab. Nu e adevărat, Dan. Dacă ai ajuns unde ai ajuns, nu ești un om slab. Ba, sunt foarte slab. Singura mea bucurie este că Bianca seamănă foarte mult cu mama ei. E un om foarte puternic. Uneori copiii au o forță interioară mult mai mare decât credem noi. Știu, știu. Bianca e singurul om de pe lumea asta care mai dă încredere în mine. Ție chiar îți place să fii masochist? Hai. Crezi asta? Toată tevatura asta cu Claudia, care vrea să-ți ia copilul, văd că nu-ți dă pace. Ei, nu-mi dă pace pentru că este o luptă care nu știu când se va termina. Cine știe, poate o să se termine dacă te însori. Nu, Ana, eu... A venit tataie. Domnul Dogaru, sunteți un scump. Ana nu mi-a spus că veniți. Am vrut să vă fac o surpriză. Am adunat câte ceva de la foștii mei elevi cu suflet bun. Foarte frumos. M-a adus domnul. Da. Paul, dar noi ne cunoaștem de la școală. Da, da. Doamna Marga? Da. Să ne ajutați puțin. Vreau să vă prezint. Domnul Nichifor a fost învățător și este tatăl Anei. Doamna Marga a fost și dânsa profesoară. Da. De franceză și germană. Așa. Aveți un copil minunat. Da, vă mulțumesc. Biencuța noastră o apreciază teribil. Este... E și pe mine mă apreciază. Da? Îmi zice tataie. Tataie. Mie îmi face plăcere. Cred că nu vă deranjează ca bunică. Îmi pare rău, eu nu am avut copii. Dar aș fi fost fericită să fiu bunica lui Biencuța. Tu ce cauți aici? Eu îl caut pe Victor. Victor nu e aici. Mulțumesc pentru floare, Paul. Tată? Ce da. Surpriză! Am venit și eu la eveniment. Nu cumva am sosit prea târziu? Nu. Ați sosit la timp, pentru că licitația de-abia acum începe. Da. Atenție, toată lumea! Vă rog să luați loc, începem! Dați-mi la mine să o pun pe masă, da? Mulțumesc! Vă rog. Asta mică nu vine? Hai vină cu mine! Hai vină! Dar de ce m-ai chemat, Claudia? Bună, Manu. Bună. Dar de ce stați în stradă? Păi, e cineva acasă? Nici servitoarea măcar nu e încuiat. Voi ați văzut mașina aia din colț? Fără roți? Da. Mașina lui Victor. Păi de ce te miri, draga mea? Când noi ne învățăm copiii prima poezie, cățeluș cu părucreț fură rața din coteț. De ce te miri? Păi da. Ai văzut ce a făcut răsfățatul tău de Victora, știi, da? Te referi la așa zisa acuzație de viol? Da, dragă. Dragă, totul a fost o confuzie, treaba s-a lămurit, Victor nu are niciun amestec, da? Slavă Domnului! E vinovat, draga mea! Fata l-a recunoscut, a făcut plângere la poliție, probabil că acum e și arestat. Arestat? Da. Vine o mașină, cred că e Victor. Ana e prietenă lui Paul. Bună ziua! Bună, Paule! Dar de Victor, așa unde-i, dragă? Păi nu știu, că eu am fost la o acțiune de caritate. Nu. Păi, dar de ce stați afară? Ce, Victor e arestat? Cine? Nu, dar nu știu, l-am căutat toată ziua, dar nu cred, Victor e nevinovat. Ești prietenul lui, de aia l-aperi. Victor e sigur la poliție, Dan probabil e cu el acolo să-l scape. Nu, dar v-am spus, am fost la o acțiune de caritate, iar Dan a rămas cu asta mică în spate, îi cumpăr o înghețată, vine imediat, iar Victor este nevinovat. Hai, lasă-mă în pace, că tu l-aperi, voi vă apărați, vă ascundeți. Nu te crede nimeni. Ba nu, este un șantaj. Chiar azi de dimineață au venit șmecherii. Un șantaj? Da, nea Manole, au cerut 1000 de euro ca fata aia să-și tragă plângere. În plus, Victor nici nu o cunoștea pe mucoasă. Mă rog, pe minorare. Șantaj, Doamne! Adică n-are nicio legătură, știi? Niște șmecheri s-au găsit să-l șantajeze tocmai pe Victoraș. Pentru că se amestecă cu ei, cu oricine. Nu este, asta este adevărat. Claudia, te rog, încetează cu inepțiile. Ce să încetez, dragă? N-am ce să încetez. Asta e exagerat. Atunci de ce nu apare? Să dea pe față. Să auzim și noi. Mersi că am mai adus Tudor, pa. Bellissima. O vedetă ca tine ar avea nevoie, nu-i așa, și de un șofer, dar și de un bodyguard. Că bine zici, Tudor. Bodyguardul ar vrea și el o cafea. Hai, las-o baltă, Tudor, te rog, da? Hai că nu sunt un căpcăun. Ba, ești un căpcăun extrem de insistent, Tudor. N-ai încredere în mine? Tot nu înțeleg de ce v-ați mutat tocmai aici, unde paște
vaca printre blocuri. Doar ca să te ascunzi de mine sau... Sau nu ți-a mai ajuns finanțele? Stai liniștit, Tudor, nu e cazul să-mi plângi de milă, da? O să mă mut în curând. Nu-i treaba ta oricum. Unde e vila arhitectului? Mă rog, orice e posibil. Bellissima, hai fredonează-mi și mie capodopera aia care ți-a costat o grămadă de bani. Auzi, nu mai fi ironic și degeaba am tot spui că Gino este un tâmpit. Până una alta el a aranjat totul, inclusiv cu casa de discuri cu care o să am o aniversare, un fel de party, da? Foarte bine, și o să cânti în spectacol. Da, o să fie un fel de a doua lansare a mea. Vreo problemă? Nicio problemă. În lumea showbiz-ului, important e să ai relații. Eu m-aș bucura sincer. M-aș bucura sincer, dar să știi că fără mine... De ce? De ce? Nu fă fiță! Ești groaznic! Te porți ca un puștudor! Întotdeauna lângă tine sunt un puști de... De ar trebui să te pedepsesc, dar... Păi ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici? Te-ai ce se întâmplă în casa mea? Nu se întâmplă nimic aici, stăteam de vorbă cu Tudor, nu vezi? Stăteai de... Ne-am încins scumpete. Atât. Trebuie să spui și mie ce se întâmplă? Stăteam de vorbă cu Tudor, ți-am zis, și nu mai pune o mie de întrebări. Mai vorbim, fetelor, ne mai împrietenim. Poate pe lumea altă ne mai împrietenim noi, Tudor. Uite-te și tu. Bună. Ce s-a întâmplat? Mamă, ce s-a întâmplat? Nu s-a întors Victor? Claudia? Bună seara, doamna ăla, de fapt, om, ce om, specimen. Deci când am venit în casă, nu venea să cred. Jur, deci nu mai faci, să te rog mult de tot. Hai, Malina, te rog, eu frumos, nu mai exagera. Bă, te rog, Malina, nu, chiar exagerez, doar nu crezi că aveam ceva cu el. Deci chiar nu exagerez. S-a încins el, dar s-a încins de pomană, mă. Ce Dumnezeu, cum s-a început cu ăla? Că ce te are la mână, zi-mi? Că altfel nu... Auzi, că-ți povestesc tot, promit. Dar te rog, eu frumos, mai întâi fă-mi și mie un masaj la piciorușele astea ale mele două, de divă. Ți-am povestit, da? Acum câțiva ani am fost în Cipru. Așa. Cu agenția de modeling. Și acolo credeam eu, în fine, că o să mă pricopsez. N-a fost așa. Cert e că am venit acasă datoare vândută. Iar Tudor a fost acolo la momentul potrivit și mi-a plătit toate datoriile. Asta este tot. Adică te-a cumpărat, vrei să zici? Nu, Alina. Mai bine. Este o mare diferență între a mă fi cumpărat și a-mi fi plătit datoriile, da? Făcuse tipul la vremea respectivă o mare pasiune pentru mine. Chiar m-a cerut și de nevastă. Îți dai seama tu să fiu eu nevasta lui. Te doare capul. Da. Oricum el schimbă soțiile și femeile ca pe Batiste, da? E frică de bătrâneți. Bine, nu că n-ar avea de ce, că e un boșorob la urmă urmei. Mă ierți, dar chiar nu pot să cred că tu ai putea să te căsătorești cu unul care ar putea să-ți fie tată doar din obligație. Sincer. Corect. Păi nici nu m-am căsătorit. Ce m-am căsătorit? Nu, pe scurt, îmi zici ce ai făcut în Cipru? N-auzi, Marino, modeling. Te-ai hotărât să-mi spui până la urmă? Modeling, măi. Asta am făcut. Așa se zice, modeling. Da, modeling, iar Tudor mi-a plătit datoriile atunci când rămăsesem lefter. Zuria, hai să spun alta mai tare. O bombă. Ce crezi tu că fac eu săptămâna viitoare? Like a virgin! Oh! Touch for the very first time! Like a virgin! Ce părere ai? Ce părere ai? 210, probă, grâul se uscă mai bine pe sobă. Ai zis-o bine aia cu like, că vărgen. Te cred. Să spui? Nu, nimic. Surioară, fără glumă. Gino deja a terminat melodia, o să fie un hit. Iar eu o să fiu o vedetă, măi. Așa cum trebuie să fiu eu, de fapt. Da? Așa și finanțatorul ce zice? Cotizează? Dan? Păi tu crezi că are încotro, măi? Ia uite-te tu așa puțin la mine. Ce părere ai? Nu o să mă finanțez de el pe mine? Bine, deocamdată banii lui se cam risipesc și se cam duc în alte părți. Dar n-am ce să fac. Nu pot să-i interzic deocamdată. Să dea bani pe unde vrea el, mai ales că, nu știu, acum ai ocupat cu o chestie, nu știu, de binefacere, de caritate, cu FISA, știi? Uh-huh. Iar eu, în loc să stau acasă cu vipera aia mică, pe care brusc o apuc o durere de dinți... Dar poate chiar...
Aldor Genti. Alino, ce-ai? Eu sunt Dea. Cum să o apuce o durere de dinți așa dintr-o dată? Nu apucă pentru că e o sclifosită, da? Și decât să stau cu vipera aia sclifosită, prefer să vin să stau aici, acasă, să mă odihnesc un pic și să stau cu surioara mea. Și să-mi cânti mie aici. Și să stai spectacol. Aici. Însă, să te dai spectacol. Însă, aș să mă întorc la el. Mai târziu. Mai bine zis, la noapte. Că știi că noaptea este terenul meu. O să fie bine, o să vezi. Victor, în sfârșit. Ați convocat Consiliul de Familie? Ce faci, mă? Veți bași joc de noi, cumva? Un pic. N-am chef să vorbesc cu nimeni, da? Nu-i nimic, lasă că vorbim, poate, altă dată. Numai să nu fie prea târziu, Victoraș. Victor, vino imediat încoa! Oh, încăpățânatul! Bună seara, domnul Nechifor. Dan Bratu sunt. Ana e cumva acasă? Îmi pare rău, domnule Bratu. S-a culcat, o durea puțin capul. Nu, vreau să o întreb pe Ana. Știi că poate a tras-o curentul. Pe malul lacului. Da, de fapt, lăsați că o întreb altă dată. Bună seara. Bună seara. Mi s-a părut sau a sunat telefonul? Ți s-a părut, Anișoară? Ți s-a părut? Nu, gingirașul meu, ce minte mi-a dat Dumnezeu. Totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă mă mare. Eu sunt slab, tu fă mă tare. Tot timpul mă păzești și de rău mă ferești. Ce faci bine cu tine? Vrei să vezi cum îmi spun rugăciunea? Nu, cred că ar trebui să te culci acum, da? De ce te-ai certat cu Vic? A făcut ceva rău? Să știi că eu îl iubesc. Da, știu. Nu nicio problemă. O să rezolve lucrurile între mine și Victor. Mai stai cu mine. Ea n-a venit. Așa e, da. Andreea n-a venit. Ai văzut ce bine a ieșit licitația? Ștefănuț s-a ales cu o mulțime de lucruri. Am văzut și eu, am văzut. Paul, de ce a fost acolo? Să-i facă curte Anei? Nu știu, nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama. Hai, culcă-te. Papi, eu sunt prea mică să mă amestec în lucrurile oamenilor mari. Ți-e place de Ana? Culcă-te. Nasuc. Noapte bună. Mai îmi spun o dată rugăciunea. Să fie toți îngerii cu mine și să nu mai vină rău spre papi. Îngerașul meu, ce minte mi-a dat Dumnezeu. Totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. El tot timpul mă păzește și de rele mă ferește. Amin. Mai Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Deschide o dată. Iubitule, te rog să te întorci spre mine. Hai, întorci-te. Știi ce ai tu în fața ta? Ai în fața ta cea mai tare vedetă din showbiz. Pe cine vrei să-ți enumer? Jennifer Lopez, Cher, Madonna? Sunt niște mici debutante pe lângă mine. Eu sunt adevărata stea. Da, eu, Dea Damaschi. Bucură-te pentru mine. Haide, bucură-te pentru mine, te mă bucur. Dar bucură-te să simt că te bucuri. Da, mă bucur. Te rog frumos, nu-mi strica plăcerea. Sunt cu adevărat celebră și asta datorită ție. Îți mulțumesc.
tată, cine era la telefon? Nu-mi spui? Hm? El a fost. Au cam năpădit bărbații. Ăla mică cine era? A venit să te caute și s-a bâlbuit? Eu n-am înțeles nimic. Paul? Despre Paul vorbești? Așa nu fi, Paul. Paul nu contează, tată. Nu. Dar cine contează? Ha? Tată. Da. Dan are o iubită. Da. Iubita asta a lui vrea să se mărite cu el. Da. Înțelegi? Vezi, anișoară, eu nu sunt de acord. Dacă e altă femeie în viața lui, dacă e pe cale să se însoare, tu unde te bagi? Păi n-am... Nu vreau! Nu vreau să suferi. Te rog să mă asculți. Tată. Și nu te mai vezi cu el. Nu e bine! Să renunci la meditație și la tot. Tată, la meditație? Dar ce treabă au meditațiile? Mie să nu vii cu povești de iubire. Astea sunt vorbe. Sunt poezii. Fii cu picioarele pe pământ, anișoară. Îți interzic să-l mai vezi pe bratul. Clar? Sunt tatăl tău și îți interzic. Ai înțeles?